Sale, da? Sale. Your Excellencies, dear guests, I was told that you are going to speak in Romanian, yeah. So forgive me. Profesorul facultății noastre. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați de-a lungul acestor luni în organizarea acestui extraordinar eveniment. A fost un proces intens care are rezultatul pe care îl vedeți astăzi și foarte multe alte rezultate importante la care ne așteptăm în lunile următoare, în anii care vin. Pentru universitatea noastră este o mare bucurie, o mare onoare să găzduim acest hub Google. Google este în momentul de față o marcă, un brand universal. Toți, într-un fel, suntem Google astăzi. Se spunea în secolul al XIX-lea, într-un context polemic, un mare scriitor francez zicea Madame Bovary, c'est moi. E, în momentul de față putem spune we are all Google. If we need something, we Google it. Deci, în momentul de față, e parte din viața noastră a tuturor și suntem foarte fericiți, foarte bucuroși să avem la noi Universitate Google. Vă mulțumim! Universitatea din București nu este prima universitate a țării care deschide un astfel de hub, dar ne bucurăm să fim printre puținele universități care, deși, să spunem așa, nu are ca universitate un program, o componentă tehnică, inginerească foarte substanțială, iată că și la o universitate clasică, generalistă, comprehensivă, produsele și filozofia Google și a inteligenței artificiale, a IT-ului, sunt într-un fel foarte importante și reale acasă. Așa cum am văzut în programul care a fost anunțat, această deschidere prilejuiește și o discuție despre rolul, locul inteligenței artificiale în, și impactul acestor noi tehnologii și descoperiri, nu numai asupra vieții economice, asupra companiilor, ci și asupra educației și asupra cunoașterii în general. Din fericire pentru dumneavoastră, mi s-a spus doar să fac o scurtă alocuțiune introductivă, dar eu, ca profesor de filozofie și de logică, aș fi putut să vă vorbesc două ore sau două zile despre ce înseamnă AI, ce înseamnă locul logicii în domeniul acesta. Vă bucurea să nu vorbesc două zile, am înțeles. Pentru că ceea ce predau cel puțin o dată pe săptămână studenților mei la Facultatea de Filozofie este exact domeniul din care a crescut acum 30-40 de ani această minunată tehnologie care este AI ca parte și a științelor cognitive, dar și a computer science teoretic și aplicat. Evenimentul acesta este în același timp o parte într-o serie mai amplă în care Universitatea din București își propune să fie mai activă, să fie un actor mai persuasiv și mai consistent în viața economică în general și în viața socială a țării. Am propus ca într-o periodicitate foarte bună să avem întâlnire cu stakeholders, cu oameni de afaceri și cu reprezentanții unor firme mari. Iată că astăzi Google este la noi, în universitate, și este fără doar și poate începutul unei povești de succes pe care o vom depăna împreună și care ne va ajuta pe noi toți. Aș vrea să marchez două lucruri în legătură cu aspectul atât practic aplicativ, cât și teoretic al importanței pe care trebuie să o joace tehnologia aceasta în viitor. Universităților astăzi li se cere imperativ, și este foarte bine acest lucru, să fie foarte flexibile și foarte adaptate la cerințele și la soluțiile de pe piața muncii. Este foarte important ca universitatea să pregătească pentru piața muncii. Este însă la fel de important ca universitatea să aibă și o viziune, să fie vizionară și să dezvolte tehnologii și filozofii noi pentru piața muncii,
Pentru că dați-mi voie să vă spun că în afară de matematică și să zicem oarecum de teologie, nu există cunoașterea a priori niciun fel de alt domeniu. Nu putem ști astăzi, acum și aici, cum va arăta piața muncii peste 20, 30, 40 de ani. De aceea atunci când uneori suntem foarte aspru criticați noi universitarii că nu formăm acum și aici pentru piața muncii, noi întrebăm care e piața muncii. Pentru că acum, iată, ne aflăm în pragul unei noi revoluții tehnice și industriale, care va schimba cu totul, probabil, fața pieții muncii. Noi suntem chemați să formăm specialiști numai pentru meseriile care se practică astăzi. De unde știm că în 20-30 de ani aceste meserii nu vor fi cu totul extinte? Și oameni care astăzi par să lucreze într-un domeniu foarte îndepărtat de ceea ce înseamnă viața practică vor fi extraordinar de importanți atunci. Și cred că domeniul AI este unul dintre aceste domenii. E un domeniu în care îmi place să sper și să visez că și absolvenții de filozofie vor fi priviți la fel de frumos în societate cum sunt priviți astăzi cei care termină computer science sau care termină electronica la Politehnică. Pentru că știți foarte bine că AI nu este un domeniu monodisciplinar, ci este un domeniu interdisciplinar. Nu în ultimul rând, pentru noi, cei care lucrăm în partea mai teoretică a științei, inteligența artificială, știința cognitivă, computer science ridică foarte multe probleme și provocări foarte bune pentru teorie, pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea științei. Cu siguranță că cei care vor participa la panelul, la discuția de astăzi, vor adânci toate aceste teme și vor da semnalul pentru ceea ce sunt convins că va fi un proiect de mare succes și de mare importanță pentru întreaga universitate, pentru întreaga noastră comunitate și, în primul rând, pentru studenții acestei universități, cărora le doresc să folosească la maximum și cu cea mai bună intensitate resursele acestui hub. Și, într-adevăr, să vadă că limbajul universal al matematicii, al programării, este un limbaj care ne ajută absolut pe toți, inclusiv pe cei care suntem în domeniul științelor umaniste și științelor sociale. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumim Google România, mulțumim Ambasadei Statelor Unite, care întotdeauna este alături de noi, excelențelor lor care reprezintă aici și Parlamentul României și care ne-au făcut onoarea să fie de față la această întâlnire, tuturor o zi bună, plină de învățăminte și succes, Google, Universitatea din București. Mulțumesc foarte mult! În următoarea oră jumate suntem împreună, mai ales în minte, în trup, și în această dimineață, colegul meu, Dan, pe care o să rog să vină alături de mine să vă prezentăm câteva informații despre ceea ce presupune proiectul nostru în România, m-a întrebat cu cine ții aici, tu ești de la universitate sau de la Google? Și a făcut asta pentru că mi-a văzut pe aici, sunt alumnii. Acum 19 ani am început prima mea colaborare cu universitatea ca student și am încheiat ca și doctorand și mulțumesc universității că acum mă primește ca și partener din acest format, ca și reprezentant al Google România. Proiectul nostru, să știți că este de fapt o răzbunare împotriva programatorilor. Acum că ați vorbit de asta, mi-am dat seama. Pentru că noi vrem să dovedim că nu doar programatorii știu să codeze, ci și toți ceilalți care își doresc să îmbunătățească fluxul de lucru, să-și eficientizeze meseriile. Așa că programul nostru de acolo a pornit, de la dorința de a susține ceea ce se va întâmpla în următorii câțiva ani, nu spun zeci de ani, pentru că mi-e teamă că, într-adevăr, nu știm cum o să arate lucrurile. Ce știm sigur este că vorbim de un procent imens, poate 90% dintre joburile viitorului, care vor avea nevoie de competențe digitale. Și acesta este unul dintre argumentele care au stat la baza deciziei noastre de a dezvolta un program care să susțină eliminarea acestei diferențe între cei care au competențele digitale și cei care nu le au. Mai mult decât atât, studiile ne arată că cei care nu au șansa să-și aprofundeze sau să aibă acces la astfel de competențe, nu vor avea niciun fel de șansă în a exista economic sau social în viitor. Deci trebuie să fim foarte atenți și să acționăm de pe acum. La nivelul Uniunii Europene, Google nu doar în România a creat acest program. Specificitatea în România este, da, mediul academic, pentru că am considerat că trebuie să fim parteneri cu universitățile în a face schimbul acesta de cunoștințe bidirecțional.
dar pot să vă spun că vorbim de cifre foarte impresionante. Vorbim de poate peste 3 milioane de oameni care au dobândit deja competențe digitale prin 32 de programe naționale pe care Google le susține în acest demers. Dacă vorbim de specificitatea României, ca întotdeauna există și plusuri și minusuri. Sau, dacă vreți, oportunități din toate punctele de vedere. Punctele tari pe care le-am identificat sunt cele care ne poziționează extraordinar de bine din perspectiva accesului la conectivitate. De asemenea, vorbim de un impact în economie extrem de important. Poate în curând vorbim de două cifre, peste aproape 10%. Dar dacă vorbim și de oportunități pe care trebuie să le creștem, digitizarea nu ne poziționează în top, dimpotrivă, și mai mult decât atât, există o serie de servicii pe care poate că dacă am fi mai predispus să le utilizăm în digital, atunci tot restul activității noastre din zona digitală ar crește. Din perspectiva aceasta, putem să vă vorbim despre atelierul digital în România. Sunt 2 ani și ceva de când această inițiativă funcționează. Vorbim de cifre care sper să fie impresionante, dar care nu sunt suficiente. Noi știm că suntem, noi ca și persoane, noi ca și companii, suntem instanțe efemere. Dar știm sigur că dacă aruncăm constant picături în ocean, poate că reușim să avem impactul necesar a îmbunătății viitorul studenților noștri, cel puțin. Sunt peste 100.000 de studenți și IMM-uri care au dobândit competențe datorită acestui program. Și vrem să fim și mai ambițioși pe viitor, așa că o să-l rog pe colegul meu, Dan, care este marketing manager în echipa din România, să vă povestească mult mai multe detalii despre cum se desfășoară atelierul digital. Mulțumesc, Ela! Bună ziua tuturor! O să vă povestesc înainte de a intra în detalii despre Google Atelierul Digital pentru programatori, ce am făcut până acum de când am lansat Google Atelierul Digital, de acum 2 ani jumate. În primul rând avem 3 tipuri de activități prin care încercăm să ajutăm oamenii să dobândească competențe digitale. Avem cursurile online, este o platformă gratuită, accesibilă tuturor, unde vor găsi cursuri în limba română, iar la final în căreia se pot certifica în online marketing. Această platformă a fost accesată până acum de 55.000 de oameni din România. În al doilea rând, avem cursurile offline, pe care le organizăm în parteneriat cu mai mult de 13 universități în toată țara și în cadrul cărora avem trainer specializați, trainer Google Atelierul Digital, care lucrează în domeniu și vin și construiesc peste cunoștințele teoretice pe care acești tineri le dobândesc în facultate. Până acum am ajuns la peste 30.000 de studenți și IMM-uri. Nu în ultimul rând, în 6 locații din România, oferim consultanță gratuită oricărui IMM care dorește să învețe să vină online. Practic oferim primii pași în online. Și aici despre ce vorbim? Vorbim despre cum pot să apar pe harta Google, să fiu mai găsit mai ușor de către clienți. Ce înseamnă să-ți faci o pagină de Facebook? Importanța site-ului. Cum poți să înțelegi din Analytics de unde vin clienții tăi și cum poți să-ți crești afacerea mai ușor. Bun. Având succes cu partea asta de online marketing, am decis că e cazul să ne extindem, să extindem atelierul digital. Și am ales să ne extindem la programatori. Și de ce programatori? De ce industria IT? Dacă ne uităm la nivel macro, industria IT este unul dintre principalele motoare de creștere ale României. Și poate ajuta România să se diferențieze între țările din regiune. Dacă ne uităm la nivel micro, există o cerere extrem de mare de la studenți, de la tineri profesioniști, de a învăța programare și mai mult decât atât, de a transforma ideile lor tehnice, să spunem, în companii reale, în business-uri care pot duce la creștere economică. Prin urmare, astăzi, de fapt, lansăm oficial Atelierul Digital pentru Programatori, în parteneriat cu 3 universități, cu Universitatea din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Politehnică din Timișoara. Hub-uri similare au fost deja construite și în celelalte 2 universități, iar astăzi vom porni oficial proiectul. Ce ne propunem să facem prin acest proiect? Vom avea 2 tipuri de activități. Cursuri de programare gratuite, disponibile pentru orice student, și un incubator de startup-uri, din nou disponibil pentru orice student, dar așteptăm în general
idei de afaceri orientate pe domeniul tehnic. Cursul de programare gratuite. În acest semestru vom începe cu 3 tipuri de cursuri: Java, Android începători și Android avansați. Și ne propunem ca de anul viitor să ne extindem la către machine learning, TensorFlow și Python, alte tool-uri folosite în inteligența artificială. Studenții vor beneficia de mentorat, unul la unul, vor avea posibilitatea ca la finalul cursurilor să dezvolte propria aplicație și credem că această combinație dintre offline și online poate să aducă cele mai bune rezultate în a forma profesioniști în acest domeniu. Pentru incubator, vom oferi un parteneriat cu universitățile, spațiu de coworking. Studenții vor putea să vină aici și în weekend-uri, după program, să lucreze la proiectele lor. Mentorat, avem deja o listă de peste 20 de profesioniști în domeniu, listă care tot crește, oameni dispuși să ofere din timpul lor și din experiența lor acestor studenți care vor să-și pună în aplicare ideile. Vom avea evenimente offline și live stream cu experți Google și experți pe diferite domenii și acesta este și motivul pentru care îl avem aici pe Daniel Holm, pe care o să-l auziți în peste câteva minute, vorbind despre inteligența artificială. Experți ca Daniel vor fi persoanele care noi sperăm să inspire viitoarea generație de antreprenori din România. Le vom oferi suport pentru a accesa programul Google Cloud for Startups, care este un pachet prin care, de fapt, Google ajută startup-urile să crească mai repede, să accelereze creșterea în gratuit. Și, în ultimul rând, la finalul celor 6 luni, vom avea un demo day în care tinerii cu idei interesante vor putea să prezinte proiectele lor în fața investitorilor, în fața unor potențiali clienți sau parteneri de afaceri. Cam în mare, cam asta ar fi ceea ce ne propunem să facem: cursuri de programare gratuite și incubator de startup-uri. Site-ul este disponibil începând de astăzi. Oricine dorește se poate înscrie urmând pașii de pe site și sperăm să avem un impact asupra cât mai multor tineri și să continuăm să creăm oportunități economice prin relativele digitale. Mulțumesc frumos! Și spuneam, apropo de pinul meu, scrie pe Virtute Sapientia. Sper să fim virtuoși și înțelepți în felul în care organizăm aceste inițiative, astfel încât ele să aibă cu adevărat impact. Acum aș vrea să vă rog să ascultăm poziția domnului ministru, care reprezintă, din acest punct de vedere, un minister extrem de important pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea tehnologiei în România. Domnule ministru, vă rog frumos, dacă se poate, să veniți alături de noi. Mulțumim! Mulțumesc! Bună dimineața, bună ziua! Depinde când și cum s-a trezit fiecare. E o plăcere pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră, pentru că trebuie să recunosc că acum 16 ani, în 2002, când orice student mergeam pentru prima dată spre facultate, am trecut printr-un proces de selecție. Și în 2002 am avut, în cadrul Universității Cuza din Iași, am avut posibilitatea să aleg între matematică informatică, la care m-am înscris. Atunci era cu dosar, probabil așa este și acum, nu știu dacă au revenit. Dosarul a fost acceptat și, din fericire, sau din păcate, m-am dus și am dat și examenul la Facultatea de Informatică din cadrul Universității Cuza. Sper eu și cred că am făcut o alegere bună în momentul respectiv, în sensul că am ales Facultatea de Informatică, cu toate că știm cu toții că la baza acestui domeniu stă atât logica, cât și matematica și sunt două elemente foarte importante pentru a putea construi viitorul. Ascultând ceea ce ați prezentat în această primă parte, aș vrea doar să abordez câteva subiecte, pentru că sunt și colegii noștri din Parlament și îi salut pe această cale. Chiar sunt colegi în Comisia de IT&C din Camera Deputaților. Pot să spun că mă simt ca la un mini-raport de activitate după aproape 9 luni de zile de când am preluat coordonarea acestui domeniu. Zic eu, 9 luni de zile e ca la conceperea unui copil. Poate conceperea e plăcută, nașterea e poate mai grea. În momentul de față, după 9 luni de zile,
chiar dacă, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, sunt cifre, conform raportului DESI, la care stăm bine sau foarte bine, sunt și anumite cifre la care trebuie să recunoaștem că nu stăm atât de bine. Și una dintre, sau una dintre, un element la care poate ar trebui să lucrăm din ce în ce mai mult, e zona de competență. Am avut posibilitatea ca săptămâna trecută sau acum două săptămâni când am fost la o întâlnire în pregătirea preluării președinției, am avut o întâlnire în Austria și elementul principal a fost digitalizarea relației dintre cetățean și instituțiile publice, dar până a ajunge la digitalizarea acestor servicii publice, bineînțeles, s-a discutat foarte mult despre competențele pe care le au cei care ar urma să folosească astfel de platforme. Așa cum și dumneavoastră ați spus, s-au văzut și cifrele, sunt lucruri care cu siguranță trebuie îmbunătățite. Însă, ministerul pe care îl coordonez, pentru că vreau să vorbesc doar despre ceea ce astăzi cu mare plăcere fac, pentru că asta am învățat, ministerul pe care îl coordonez are posibilitatea de a legifera împreună cu colegii noștri din Parlament, de a reglementa acest domeniu. Și al doilea lucru foarte important este de a crea proiecte, în așa fel încât să putem veni în ajutorul celor care activează în această industrie, dar și pentru cei care vor folosi în viitor platformele, pentru că, uitându-mă pe prezentarea dumneavoastră, ați prezentat câteva cursuri pe care le fac studenții și, sincer, spre surprinderea mea, cu toate că au trecut doar 16 ani, încă mă consider un tânăr, eu când am avut posibilitatea în cadrul cursurilor de la Facultatea de Informatică din Iași, am studiat doar Java. Noile tehnologii și noile tendințe au apărut pas cu pas și din toată lista pe care ați prezentat-o dumneavoastră, doar o singură componentă a fost în agenda noastră de lucru în acei 4 ani de studiu. Ceea ce înseamnă foarte mult, ceea ce înseamnă că lumea evoluează, trebuie să fim foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Revenind la obligațiile pe care le are ministerul pe care îl coordonez, pot, din fericire, după cele 9 luni pe care le-am petrecut la minister, pot să vorbesc în momentul de față despre faptul că s-au făcut pași importanți pe toate domeniile pe care am reușit să interacționăm cu celelalte ministere. Mă refer aici la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, pe absolut toate aceste domenii și mai ales pentru toate acele instituții care manageriază evenimente de viață. Putem vorbi, putem spune astăzi că toate apelurile au fost deschise. Da, într-adevăr, acum o lună de zile, unele erau la nivel de fișă de proiect, altele erau la nivel de discuție, însă după 9 luni de zile am reușit să deschidem apelurile pentru absolut toate ministerele care gestionează evenimente de viață. Asta înseamnă că tot timpul mi s-a spus să traduc tot ceea ce încercăm noi să discutăm tehnic. Asta înseamnă că majoritatea instituțiilor centrale pot în acest moment să depună proiecte în așa fel încât relația dintre cetățeni și instituțiile publice să fie într-adevăr doar la un clic distanță. Sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le discutăm despre acest lucru, dar cred că elementul principal este că acum așteptăm depunerea de proiecte și cu siguranță roadele muncii noastre se vor vedea în următorii ani, atunci când proiectele vor deveni sau vor ajunge în stadiul de implementare și vor putea fi puse în aplicare sau puse în funcțiune acele platforme care să ajute relația dintre cetățean și instituțiile publice. Însă nu aș vrea să vorbesc doar despre proiecte, pentru că sunt aproape 531 de milioane disponibile și cu siguranță vor fi supracontractări pe acest domeniu. Însă subiectul important în momentul de față, la modul în care am văzut că ați prezentat dumneavoastră, e subiectul important, se referă la competențe. Și dacă vorbim de competențe, pot să vă mărturisesc că zilele trecute, nu știu dacă e competitor cu dumneavoastră, eu nu-l văd așa, am avut posibilitatea să am o discuție cu alți tineri inteligenți și foarte implicați în acest domeniu. Mă refer la cei de la Digital Nation, care și ei fac un efort consistent pe această zonă, în sensul că am avut posibilitatea să avem un dialog. Au prezentat la fel oportunități ca și dumneavoastră, bineînțeles, contextul e cu totul și cu totul altul. Mă bucur că universitatea are cifre impresionante din acest punct de vedere și vă susținem cu tot ceea ce e necesar din punct de vedere
legislativ și nu numai, dar vreau doar, am făcut această scurtă paranteză pentru a scoate în evidență faptul că Ministerul, nu doar cu zona publică, cu universitățile, încearcă să deschidă un dialog cât mai aprins, dar și cu alte tipuri de activități, așa cum vă spuneam, cu cei de la Digital Nation, care fac în mare parte cam același lucru și încurajez să se dezvolte cât mai mult, pentru că vorbim despre competențe, vorbim despre tineri care cu siguranță au dorință de a activa în acest domeniu. Rămâne doar ca noi să le punem la dispoziție infrastructura în așa fel încât să poată să beneficieze de toate aceste resurse. N-aș vrea să închei pentru că ați înainte de a vă spune și despre un lucru pe care îl consider foarte important și anume am văzut o componentă foarte importantă legată de sprijinirea IMM-urilor și a tinerilor care vor, și nu numai a tinerilor, a persoanelor care vor să dezvolte activități în această zonă. Avem o veste bună, cu toate că am mai vorbit și la alte evenimente despre acest lucru, dar cred că e un cadru potrivit pentru că ați făcut referire la susținerea IMM-urilor. Pe data de 25 septembrie am avut posibilitatea ca împreună cu doamna Plumb, ministrul fondurilor europene, să semnăm, spun eu, două ordine foarte importante, în așa fel încât să lansăm două scheme, una de minimi și una de ajutor de stat. Sumele vor fi aproximativ de 94 de milioane de euro disponibile în cel mai scurt timp. În momentul de față așteptăm doar publicarea în Monitor oficial, ghidul, așa cum v-am spus, e pregătit, e gata, e închis. Așteptăm doar publicarea în Monitor oficial pentru a putea deschide apelul. Din punctul nostru de vedere, sau din punctul meu de vedere ca ministru al comunicațiilor, ceea ce am putut pe domeniul de interacțiune cu cetățeanul, și mă refer aici la instituțiile publice, după 9 luni am reușit să deschidem absolut toate apelurile, așteptând în momentul de față doar depunerea de proiecte până la sfârșitul anului. Schema de minimis și schema de ajutor de stat pentru susținerea IMM-urilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile pe care putem astăzi să le aducem în fața dumneavoastră și sunt chestiuni concrete, pentru că nouă, celor care activăm în zona matematicii sau informaticieni, noi lucrăm singur, cu 0-1, adică ori e adevărat, ori e fals. Lucrurile acestea sunt adevărate, pot fi verificate și, din fericire, în cel mai scurt timp, toți cei care lucrează în acest domeniu vor putea beneficia de toate aceste sume, care sunt foarte importante. În rest, rămâne doar ca, din următoarea secundă, când închei acest scurt dialog cu dumneavoastră, să revenim la activitățile noastre și să încercăm, așa cum ne place nouă să spunem, să împingem cât mai mult aceste proiecte, în așa fel încât ceea ce astăzi doar enumerăm din punct de vedere activități și proiecte, să se transforme în activități concrete, iar fiecare dintre dumneavoastră să poată să beneficieze de aceste platforme și să putem, în cel mai scurt timp, să avem indicatori din ce în ce mai buni și pe zonele în care, din nefericire, în momentul de față, avem unele lipsuri. Mulțumesc, sunt bucuros că putem face acest lucru, sunt bucuros că vă implicați în participare, vă susținem cu tot ceea ce este necesar și încă o dată felicitări și la cât mai multe ateliere, pentru că resursă umană avem, rămâne doar ca noi să creăm cadrul în așa fel încât acești tineri să poată să se manifeste așa cum își doresc. Mulțumesc și succes! Doamnei Abigail Brook, care reprezintă Ambasada Statelor Unite, care este un partener de când am înființat aici și cu care am și lansat acum 2 ani jumate împreună această inițiativă. Jobs, it increases financial security, it gives
gives better opportunities for our families, and it makes a positive impact on our world. It's the best investment a country can make, because an investment in people means that every dollar, every euro, every lil spent today developing youth will be worth something much more valuable tomorrow. A nation with increased education and skills that allows it to fully participate in society and to prosper. One of the goals under the US-Romania Strategic Partnership is also to promote mutual economic prosperity. And so we focus on encouraging and supporting Romania's emerging entrepreneurship and innovation ecosystems to help create that more prosperous Romania in the future. This hub also highlights one of Romania's competitive advantages, its tech-savvy, multilingual, and globally-minded population. But the challenge is that so many of those homegrown scientific and professional talents leave Romania to start companies abroad. So this initiative, Google and the university, is critically important to focus on programs and opportunities to keep more Romania's talent here where it belongs. Talented Romanians with innovative companies have already shown their excellence and their success in the IT sphere here and around the world. But we would like to see that sector grow. The European Innovation Scoreboard characterizes Romania as a modest innovator, citing an innovation-friendly environment, sales and exports performance, and a skilled workforce. But according to the scoreboard, that innovation performance relative to the EU has been declining since 2010. So we're here to work together with you to reverse that trend and increase innovation. One way to do that is exactly through initiatives like this, where industry partners with universities and other educational institutions to make sure that the workers of the future are trained with the skills of the future. Our strategic partnership is shaped by free and open exchange of ideas, and a commitment to enhancing those economic opportunities. And we'll continue to do our very best to engage Romania on economic programs that support small businesses, young entrepreneurs, startups, and trade. One of the reasons we focus so much on entrepreneurship is that it's also a reflection of our American values, the idea of shared opportunity, access to quality education, and access to capital, combined with a high tolerance for risk-taking. This is part of our American ethos. So we're trying to capitalize American entrepreneurial success to support entrepreneurs in Romania. We've brought American entrepreneurs here to share their expertise on the legal frameworks that facilitate entrepreneurship, the environments that promote small business, and the transparency measures that support the business plan. Through the process, taking an idea, accessing capital, and commercializing a process and a product. We've taken Romanian professors to the US to learn about how we teach entrepreneurship in universities. We're going to continue to do our part to share knowledge and support sustainable economic policy. And work together with Romania on the challenges that remain, including creating an investment-friendly business climate, reducing red tape, and tackling corruption. These efforts will have a positive effect on attracting investors, growing the economy, and retaining human capital. Thank you very much for the opportunity to join you. Congratulations again to Google, to the university, and to all of the students who will be part of this program. Thank you. Mulțumesc foarte mult! Acum mai puțin de un an am avut șansa incredibilă să vizitez Universitatea Stanford și discutând cu unul dintre profesorii de acolo, am abordat o temă la care nici nu mă gândisem până atunci, dar câtă dreptate aveam. Diferența între colaborare și cooperare. Poate că
e o nuanță, dar cu toate acestea cât de importantă este și noi cu adevărat salutăm faptul că colaborăm foarte mult. O altă colaborare care pe mine mă onorează este faptul că un expert în inteligență artificială, antreprenor, director la University College London, a acceptat să fie astăzi alături de noi și să ne uităm împreună un pic pe gaura cheii, pentru că prezentarea asta este scurtă versus cât am dorit să-l ascultăm să vorbească despre acest subiect și îl invit alături de noi pe Daniel, care o să ne vorbească un pic despre cum vede el această temă, inteligența artificială, viitorul muncii și educației. Daniel? I'm sure all of that was a lie. It's a very honor to speak here today. I've got 10 minutes to talk about AI and skills. Just a little bit about me before I begin. I run a master's program in UCL, which is one of the leading AI universities in the world. I have 50 students every year going out there applying these technologies to solving problems for businesses. And my entire academic background is in artificial intelligence and innovation. I run a company, an AI company in London, which is about 80 people. We're the fastest organically growing AI company in Europe. And I travel the world educating industry and politicians and academics about the impact of these technologies on society. So before everybody leaves today, I want you all to understand what AI is and what AI isn't. Before I do, I want to take you through this technology stack. And my job is actually to warm you up for the panel, so I'm the warm-up act for the panel. And the first question I want to ask everybody is, what is data? Can anybody tell me what data is? We've heard the word data a lot. Data comes from the Latin word datum, which means given things, it's stuff. It's the fabric of our universe, it's ones and zeros, it's symbols. So if I say to you 210280, this is data. If I say it's a date of birth, then it becomes information. So this, what does this probably say? This is an easy question, you can do this. Okay, good, ABC. And what does this probably say? 12, 13, 14, but you can see that the data that's entering your eyes is the same data, but you're giving it a different meaning based on its context. And if I asked you to think about what this says, John read the letter to Mary, or John read the letter to Mary, if I ask you to picture in your mind, John read the letter to Mary, some people might be thinking about John reading a letter out loud to Mary, or some people might think about John reading a letter that was sent to Mary, but this data can be interpreted in many ways. So, for example, the letter might be an alphabet letter, or the letter might be the name of a book. I said John read the letter to Mary. Or the name of a book might be the letter to Mary, and I said John read the letter to Mary. This data can be interpreted in many, many different ways, and one of the biggest challenges we have in computer science is taking this stuff, this messy world of stuff, this light, this sound, and figuring out what does it actually mean. If, for example, I gave you a spreadsheet, and in the spreadsheet it had three columns. It had the date, the temperature, and the number of ice creams I sold on that date. Date, temperature, and ice cream sales. What do you do with that information as a data scientist? What do you do with it? You try and find some patterns, right? You might look to see, you might draw a graph. Along here we have the increase in temperature, and here we have increase in ice cream sales, and we can plot this graph, and we could start to know things about the world. So we know that when it gets hotter, we sell more ice creams. So actually machine learning, these technologies are really good to help us find patterns from data. So here we have a pattern, and that helps us know things about the world. I would argue that knowledge is organizing information to help us know things. So here I have a graph, and I can actually use what is called a linear regression, which I'm sure we can all do in Excel, to create what is called predictive analytics. I can put a line through it. So if tomorrow is 23 degrees outside, I can predict how many ice creams I need to sell. And this is what machine learning is really good at helping us do. But I would argue that knowing something is very different to understanding it. So why do we sell more ice creams when it's hot outside? Does anybody know why we sell more ice creams when it's hot outside? I'm inside, it's hot outside, and the first thing that humans like to do is we like to go outside because we like being warm. And then we get too hot, and we can cool ourselves down in many ways. We can take our clothes off, we can go back inside, we can buy an ice cream, we eat an ice cream, and because of thermodynamics, it cools us down. Now, to expect a computer to extract that narrative from this graph is impossible. And this is why it's very important to be able to bridge the people that have domain knowledge, the people that know
about how the world works, but the people are really good at finding patterns from data. So bridging the humanities with the people that are really good at finding these patterns of mathematicians. Because ultimately we want to know the world, we want to understand the world so that we can make good decisions. And I would argue that wisdom is utilizing our understanding to make good decisions. This, I don't think, is AI. Everybody calls this AI, but it's not AI. It turns out that humans are actually terrible at making decisions. We think we're really good at making decisions, but we're pretty bad. And let me ask you this question. You don't have to answer it, but imagine there's a bat and a ball. The combined price of a bat and a ball is €1.10. And the bat is €1 more than the ball. How much is the ball? Now, many of you might be thinking 10 cents. It's not 10 cents, you're not broken, but you're biased. The bat is €1.05, the ball is 5 cents. The combined price is €1.10. We have biases that mean that we answer these questions wrong. And I can give you thousands of these examples and you will get them wrong. Let me ask you another question very quickly. Imagine these are staff members. Now, I'm sure that many of you have staff members, people, employees. And imagine you know everything about these staff members. You know whether they're male or female. You know whether they can fly or swim. If I asked you to orientate these staff members, to organize them in a way that satisfy these rules, I'm not going to ask you to do this. There are there are 120 possible ways of arranging these five staff members. 120 possible ways. Some will satisfy these rules, many won't, but only one will be the best one. If I make the problem a little bit more complicated, I've got 15 staff members. There are now over a trillion possible combinations. Over a trillion possible combinations, of which many won't satisfy those rules, but only one will be the best one. And humans spend a lot of their time trying to solve these problems. Anything more than seven, don't use a human for. Humans are rubbish. So if you're dealing with things more than seven, don't be using a human. In fact, industry have many of these problems, thousands of these types of problems, and they don't look like this, they look like this. So here are 500 Pokemon. Can anybody tell me how many possible combinations there might be? It's a big number. So it's a number that's got over 1,000 digits. And just to put this into context, this is how many atoms there are in the universe. And they, just again, to put this into context, one of my clients is a large consultancy company. They have 200,000 staff members, 200,000 people they need to allocate to jobs. And they have 400 people sitting in a room trying to solve this problem. They're wasting their time. Anything more than seven, don't use a human for. And I can, again, give you many of these examples. In fact, when I build AI systems for companies, they usually have three components. And we learn to bridge these three types of skills. The first component is data. You have to make sure you have the right data to be able to help extract the insights, find the patterns using machine learning, using statistics, using visualization. Machine learning, data science people are really good at finding patterns from data. And there's lots of interest in organizations developing these skills. Which is important, but what is often underutilized or underdeveloped are the skills at the top here, which is nice to see a logician in the talking earlier. These people are good at discrete mathematics, optimization, logic, and these skills are going to be critical over the next 10 years for organizations to leverage the insights that they're finding from data. You need this whole stack to be able to drive value, and at the moment there's a huge amount of investment going in the middle layer. Really important. This is still not AI. So there's two definitions of AI. One I think is a weak definition, which is getting computers to do things that humans can do, or getting computers to do things better than humans. And I would argue that humans are not very intelligent. Benchmarking machine intelligence against human intelligence is not a sensible benchmark. The best definition of intelligence I've ever found is this one. It's goal-directed adaptive behavior. Goal-directed in the sense we're trying to achieve an objective, we're trying to sell as many ice creams as possible, we're trying to roster our staff in the most optimal way. Behavior is how quickly can I move my resources towards that goal? How quick can I move the resources? So the key word in this definition is adaptive. I would argue that if your systems are not learning from their mistakes and adapting themselves in production, they're not AI. And I would argue that I haven't seen a successful AI system in my life. So organizations are still very, very early on the journey of figuring out how we build adaptive systems. Do you remember the Microsoft Twitter bot that became sexist and racist very quickly? I don't know if you remember that. This is what happened when you build systems that adapt to a changing world. They can adapt in ways that you can't predict.
This, for me, is the true paradigm of AI. Not machine learning, the true paradigm of building systems that can learn milliseconds as opposed to months. Just to close, my expectation is that over the coming decade, this technology stack will become commoditized. We already have access to lots of compute. We already have access to free data. There are hundreds of free tools out there that allow us to find patterns from our data. And I expect over the next 10 years, the optimization and the adaptive component will also be commoditized. The next big battleground, not just for organizations, but for countries, is talent. I agree. And how do you empower, motivate your talent to use these technologies to come up with new innovations? The best definition of innovation that I ever found was by Steve Jobs. He said, innovation is creativity that shifts. And if you're in academia, you say that creativity is usually the most important word. And if you're in industry, you say ships is the most important word. I think it's the word that. That is the is taking ideas and getting them to a point where somebody's willing to buy them. That process is long and hard and painful. And if you can shorten that process, then you're going to be able to adapt more quickly to a changing world. And the question is, how do you motivate your talent to use these technologies to innovate? There's a very good introductory book by Dan Pink called Drive, and he said there are three things that motivate people: autonomy, mastery, and purpose. Autonomy is giving people freedom, the resources to be able to do whatever they want. Mastery is giving them the ability to become really good at what they want to do, hence the skills development here. And the third is purpose, not just giving them a higher pay, but how do you motivate people to do things that are going to be contributing positively to society. And when I teach this next generation of students, the students aren't interested in making money, they're not interested in getting big houses, they're interested in figuring out how can I make the most positive impact on the world. And I think it's the purposeful countries and the purposeful organisations, they're the ones that are really going to thrive. And that is it. Am zis că e doar așa o privire pe gaura cheii. Vă dați seama ce înseamnă cursurile cu astfel de specialiști pe care putem să-i avem alături de noi. O să vă rog pentru următoarea parte să primim alături de noi un panel. O să punem acum câteva scaune și o să-i rugăm pe invitații noștri să ne vorbească un pic despre această temă și despre părerea dumnealor vis-a-vis de cum vedem viitorul educației și toate acestea în contextul inteligenței artificiale. Ca să vă spun despre cine este vorba, invităm pe prietenii noștri să vorbească cu noi. Doamna Ligia Deca, consilier de stat pentru educație și cercetare din partea administrației prezidențiale. Daniel, dacă este de acord să vină, și would you come with us just a little bit? Domnul Radu Gramatovici, care este decanul Facultății de Matematică și Informatică, gazda reală, cum spunea domnul rector, și domnul Constantin Vică, care este rector universitar la Facultatea de Filozofie și care o să dea cu tot o altă notă modului în care, vă rog, luați loc, în care o să abordăm această temă. Și de asemenea aș vrea să vă rog, pentru că în sală sunt foarte multe persoane care nu numai că activează în acest domeniu sau au păreri avizate, dar care ne pot oferi perspectiva dumnealor, să participați alături de noi la discuție. Cu voia dumneavoastră o să începem cu gazda. Și o să-l rugăm pe domnul profesor să ne spună care este părerea dumnealui despre această temă atât de controversată. Cum ne pregătim, cum pregătim sistemul educațional pentru această lume a inteligenței artificiale, mai ales acum după prezentarea lui Daniel. Mulțumesc frumos! În primul rând aș vrea să urez bun venit tuturor invitațiilor, atât celor care sunt aici în panel, dar și celor din sală. Mă bucur foarte mult să avem astăzi în facultate. Aș vrea să mulțumesc Google România atât pentru inițiativa de a face acest hub în Facultatea de Matematică și Informatică, cât și pentru evenimentul pe care l-au organizat astăzi și care a adus atâți oameni importanți la noi în facultate. Sunt multe de spus despre, așa cum spunea și Ela, sunt multe de spus despre aceste teme care au fost ridicate astăzi.
fi ca să folosesc această ocazie pentru a adresa o invitație, în special comunității economice din domeniul IT din România, dar nu numai, pentru a strânge rândurile. Într-adevăr, suntem parte, sau ar trebui să fim parte, dintr-o dinamică explozivă a domeniului și, în general, a pieții muncii. Și dacă nu ne mișcăm repede și bine, s-ar putea ca să amețim de la dinamica aceasta, în sensul cel mai negativ putință. Mă bucur să îl avem aici pe Alex Timiș, de la Asociația Națională a Industriei Software, cu care încercăm să calibrăm niște cooperări, colaborări. Da, chiar mă gândeam că se vorbea de co-working, dar avem în limba română colaborare, care înseamnă exact același lucru și care ar trebui valorizat mai bine din toate punctele de vedere. Pe scurt, ne-am propus și încercăm să facem pași în această direcție, să vedem care vor fi meserile viitorului. Deci, pericolul real este acela ca foarte multe joburi să dispară. Chiar din domeniul IT, care este acum atât de dinamic și care oferă atât de multe oportunități, nu cred că trebuie să ne îndoim că o mulțime de joburi de programator vor fi preluate de roboți într-un viitor pe care, într-adevăr, nu-l putem estima, dar care vine implacabil peste noi. Și atunci, ca facultate care încercăm să ne gândim nu doar la ziua de astăzi, ci și la ziua de mâine, ne-am propus să vedem care vor fi acele joburi pe care roboții nu vor putea să le facă, cel puțin într-un viitor previzibil. Mai exact, să ne orientăm cât putem de mult către zona meserilor creative, pentru că se pare că acolo va fi nevoie de oameni care să fie capabili să facă ceea ce, cel puțin pentru o perioadă de vreme, roboții nu vor fi capabili. În ceea ce privește lucrurile repetitive, acelea cred că ar trebui deja să ne luăm gândul de la ele, pentru că roboții le vor face, așa cum spunea și domnul Halt, mult mai bine decât noi, mult mai eficient, cu costuri mult mai mici și bineînțeles că nu vom putea să concurăm cu ei din acest punct de vedere. Concret, referindu-ne la acest hub, ne punem speranțe foarte mari în el. Pentru că toate temele care s-au prezentat aici sunt de interes foarte mare, atât partea de antreprenoriat, care poate să câștige foarte mult dintr-o astfel de colaborare, cât și partea de AI, în care și noi în facultate facem pași destul de importanți în ultima vreme. Aș da un exemplu cu partea de data science, pe care o dezvoltăm atât prin centrul de data science pe care l-am înființat anul trecut și care își propune să colaboreze exact cu industria pentru a realiza proiecte în comun, cât și masterul de data science, care va începe de anul viitor și care își propune să pregătească studenții din acest punct de vedere. Și ar mai fi exemple, dar nu o să insist. Și nu în ultimul rând, ne dorim să vedem IMM-uri în facultate. Deci credem că nu numai specialiști din industrie, dar și noi ca facultate putem oferi suport
De exemplu, pe partea de cercetare în ceea ce privește dezvoltarea unor proiecte care să fie croite pe nevoile IMM-urilor și sper că acest hub să înlesnească colaborarea dintre IMM-uri și personalul facultății, inclusiv studenții. Mulțumesc frumos, sper că n-am vorbit prea mult și... Mulțumim noi. Vorbim de sistem educațional, vorbim de educație, înseamnă că vorbim și de scopul sistemului educațional și ce dorim să obținem. Și aș întreba-o pe Ligia care este părerea ei în acest context în care vorbim de intervenția tehnologiei atât de mult în felul în care se prefigurează joburile viitorului și cum să adaptăm mai bine sistemul educațional. Mulțumesc frumos, Ela, atât pentru invitație cât și pentru ideea panelului. Într-adevăr, orice sistem de educație își are misiunea mai departe de împlinirea personală a fiecărui absolvent și în a susține evoluția societății. Și cred că aici este sintagma cheie. Este clar că societatea începe să arate din ce în ce mai diferit. Acum o lună sau două, îmi aduc aminte că am auzit o știre care pentru mine a fost ca un fel de semnal vis-a-vis de ce începe deja să se întâmple. Unul din acele cele mai mari de magazine din America a dat faliment pentru că nu a înțeles că trebuie să meargă online. Deci să intre în zona de home delivery, de a-și pune catalogul de produse online, patronul firmei chiar recunoscând că acesta este principalul motiv pentru care a trebuit să închidă porțile. Dacă ne referim la o companie americană cu tradiție, cu rețea de magazine pe tot teritoriul Statelor Unite, vă dați seama ce înseamnă neadaptarea la evoluția digitală pentru un IMM. E ca și cum un tren ar trece pe lângă un stâlp. Cam asta este metafora pe care eu o gândesc atunci când îmi dau seama că sunt IMM-uri care nu au încă skill-urile, nu au competențele necesare în zona resursei umane care le fondează și le manageriază pentru a intra și a-și susține această componentă digitală a activității. Societatea pe care ne-o dorim însă nu este doar prosperă economic, este și democratică, este și etică și preferabil ar trebui să ne concentrăm mai puțin pe competiția pentru resurse și mai mult pe competiția pentru talent și pentru a avansa condiția umană. Ei, și aici apare, cred eu, o discuție foarte interesantă vis-a-vis de cum ajută inteligența artificială. Bun, mergem de la slujbe repetitive la slujbe creative în care reușim să aducem talentul în prim plan. Însă, cred că avem de discutat, pe lângă reglementări legislative, cum gestionăm chestiunile etice. Și aici Daniel a punctat foarte bine această chestiune și sunt convinsă colegul meu din stânga, domnul Mector Vica, va detalia un pic pe acest subiect. Rolul filozofiei și al profesorilor de etică, cred că este cheia aici. E un exemplu excelent de pod între discipline. Aș mai adauga poate doar faptul că trebuie să crească conexiunile între educație și știință. Aud foarte rar, mai ales în zona preuniversitarului, cât de important este să aducem ultimele descoperiri pedagogice, dar și de alt tip, inclusiv cele digitale, în predarea de zi cu zi, în procesul educațional. Sigur, unele lucruri se schimbă mai greu, însă altele se schimbă cumplit de repede. Și din nou, acea metaforă cu trenul pe lângă stâlp mi-apare în minte atunci când mă uit la inerția sistemului, mai ales în a stimula copiii să gândească cu capul lor. Cred că pentru România aceasta va fi următoarea mare provocare, să reușim să stimulăm copiii nu doar să se integreze în acest pat al lui Procus pe care noi îl numim uneori societatea românească, ci să devină oameni care pot să gândească singuri și care pot să creeze o nouă societate românească în secolul al doilea de existență. Mulțumesc.
Mulțumesc. Metafora ta cu trenul mi-a amintit de metafora pe care o foloseam la orele de deontologie de la facultate, și anume, dacă un tren trebuie să treacă și trebuie să aleagă pe care o ia, se duce și salvează pe cei mai mulți, dar, sau se duce și salvează pe cel care e într-un colț, și dilema etică era foarte puternică. Și folosesc metafora asta ca și preambul, așa să-l introduc în discuție pe Constantin. Acum câteva luni ne-am cunoscut și chiar am discutat despre această dilema deciziei etice și morale în stilul în care evoluează tehnologia, și l-aș provoca, trenul nostru trebuie să aleagă între a înțelege tehnologia și cum evoluează ea, sau ignora și a o considera o amenințare. Ce zici? Cred că în momentul acesta sunt două provocări ale omenirii și indirect și ale societății românești. Prima ar fi schimbarea climatică și a doua, inteligența artificială. Vestea bună este că inteligența artificială ne-ar putea ajuta să rezolvăm măcar parțial ceva din schimbarea climatică. Dar dacă nu ne mișcăm prea repede, schimbarea climatică o să facă probabil imposibil orice avans tehnologic. Și cred că între aceste două constrângeri și în același timp o să, poate cel mai bun termen e termenul grecesc de farmacon. Dacă e prea mult, poate să fie o travă. Dacă e prea puțin, s-ar putea să nu-și facă efectul terapeutic. Cred că așa ar trebui să lucrăm un pic și cu inteligența artificială. Undeva răspunsul pe care îl căutăm astăzi din perspectiva aceasta etică se află chiar la Alan Turing, chiar la părintele inteligenței artificiale, care în urmă cu 68 de ani publică un text nu într-o revistă de computer science, de altfel nici nu existau atunci, ci într-o revistă de filozofie, în revista Mind, care în continuare e foarte importantă. Se întreabă dacă mașinile pot gândi. Nu o să intru în prima parte a textului, dar în a doua el susține o chestie foarte interesantă. El zice, nu are niciun rost să ne apucăm acum să programăm niște mașinării. Haideți să le ajutăm să învețe. Și așa se naște, dacă vreți, a doua mare tradiție educativă în lumea noastră, pe lângă asta clasică, umanistă, care vine din iluminism și care a făcut posibilă, de exemplu, Universitatea din București și alte medii de cercetare, medii de învățare, mai există un tip de educație. Este educația pe care noi încercăm, training, se mai zice, dar de altfel domeniul mare se numește machine learning, deci învățare, educație, este educația pe care o încercăm cu ajutorul datelor, a reușit să hackuiască natura și universul. Pentru că am găsit o metodă care produce inteligență, care nu se bazează deocamdată pe view, se bazează pe instant. Nu am găsit alte metode de a produce inteligență în afara vieții. Eu sunt destul de optimist, adică nu sunt printre cei care zic, gata, inteligența artificială va fi următorul terminator. În situația dată, așa cum a arătat și Daniel, nu prea putem unii fără alții. Inteligența artificială, sau ceea ce ne dorim de la ea, urcă până la nivelul acesta al cunoașterii. Dar de acolo ar trebui să redevenim umaniști. Adică ar trebui să punem împreună vechea tradiție iluministă, umanistă a educației, cu noua tradiție de învățare statistică, de învățare care presupune modele de un anumit tip. Mă întorc chiar la Alan Turing, care spune, la un moment dat, așa oarecum ironic, zice, nu toate metodele pe care le aplicăm cu un copil ar putea funcționa cu astfel de mașinărie. Iar conversa, cred că e exact următoarea. Nu toate metodele pe care le aplicăm cu o mașinărie am putea să le aplicăm neapărat cu un copil. Poate că în această combinație, sau nu știu cum să zic, acest asamblaj, acest amestec de tipuri de inteligență, acolo se află răspunsul la provocarea aceasta ecologică prin care trecem și la provocările sociale. Nu are rost să ne speriem, bineînțeles, nu are rost să stăm așa neutri, să spunem datele vorbesc de la sine, pentru că datele nu au vorbit niciodată de la sine, nu pot vorbi de la sine. Cineva trebuie să ne interpreteze, exact cum am văzut. Cineva trebuie să se adapteze între interpretare și acțiune. Această paradigma a machine learning-ului, așa cum avem astăzi și cum o să avem în viitor, se uită mai degrabă spre decizie și acțiune. Haideți să venim cei care suntem din științele interpretative, să zicem, științele hermeneutice, istorice, să dublăm sau să contribuim la acest proces. Într-un anume sens, lucrul ăsta se întâmplă dacă ne uităm la ce facem cu tratarea limbajului natural și așa mai departe. Deci există o legătură foarte puternică, pentru că aceste tehnologii, tot ce e de la scris, tipat, până la inteligența artificială, sunt tehnologii cognitive bazate pe limbaj, pe diverse limbaje, foarte multe limbaje.
E, aici, lingviștii, filozofii, istoricii și toți cei care ține de științele umane, am putea să aducem o contribuție. Încă suntem la început, încă trăim în paradigma celor două culturi, cultura umanistă și cultura științifică, dar ca să nu o luăm razna nici într-o direcție, nici într-alta, probabil ar trebui să le amestecăm un pic. Mulțumesc foarte mult! O întrebare pentru Daniel, cu voia dumneavoastră, pentru că a vorbit despre antreprenoriat și despre faptul că se întâlnește cu foarte multe antreprenori și recunosc, cred că pe noi ne interesează foarte mult să stârnim această supă a antreprenoriatului în România cât mai mult. Înțeleg că în Norvegia este a treia țară din lume cu cel mai mare consum de cafea. Și cu toate astea, în acest moment nu există absolut niciun fel de lanț, nici global, nici local, care să aibă aplicație mobilă ca să poți să comanzi cafeaua când ieși din casă și până ajungi acolo să ți-o pregătească și să fii gata să o iei spre serviciu. Ceea ce ar fi o inovație care, sigur, ar îmbunătăți viața unui număr atât de mare de utilizatori de cafea. E un exemplu despre impact în economie și înțelegere rapidă a unei schimbări care poate să însemne și profit pentru o companie. Cum facem să susținem antreprenorii, poate prin sistemul educațional, poate prin inițiative precum cele pe care o lansăm astăzi, astfel încât situații de genul acesta să fie cât mai rare? When I teach entrepreneurship at the university, I try to encourage the students again to try to think about what is their purpose. And a lot of the youngsters they see entrepreneurial success as raising capital and exiting and making lots of money without thinking about the impact of their technologies, their innovations on society. And if I was being very cynical, I think that this drive to get investment, to provide returns for shareholders, ends up creating or can create organizations that that compromise their users, compromise their employees, compromise their environment, and this is something that is much more conscious now within certainly the generation that I'm teaching, and I'm seeing people looking at trying to birth technologies, new innovations, new companies, looking for alternative ways of raising capital without having to take traditional VC funding, such as ICOs, so using token models where you don't have to give away those types of controls. There's also a growing trend in the family office investment community, so high net worth individuals, the growing trend towards impact investing, philanthropic investing, which again is unlocking new sources of capital. But I think that when I teach the students, going back to the question earlier, I think that it's important for universities to be teaching this generation to think critically, to think objectively, and to think purposefully, and not to just look at what we deem as being success in society and following that particular direction. Mulțumesc frumos! Aș vrea să le adresăm un cuvânt studenților, ca să închidem panelul cu un mesaj triumfal, dacă îmi dați voie să spun așa. Ce încurajăm pe studenți să folosească din astfel de inițiative? Sau ce mesaj dorim să le transmitem? Pentru că, iată, avem, fie că sunt în sală studenți, sau mesajul acesta o să ajungă către ei. Ce le spunem? Ce ziceți, domnule decan? Să profite. Da. Există să zicem, o latură care nu e foarte dezvoltată la elevii noștri care vin în facultate sau care, pentru a nu fi așa foarte rău, care cred că se pierde în altă școală, și anume curiozitatea. Fiți curioși și veți fi surprinși ce veți afla. Eu mă uit în urmă la parcursul meu educațional, mă întreb unde am învățat să gândesc. Unde a fost declicul acela în care am învățat să pun întrebări, în primul rând. Și cred că liceul a fost. Aș îndemna pe fiecare student să se gândească
gândească bine dacă a ajuns, sau dacă a trecut deja prin acel loc care i-a învățat să gândească, dacă nu să-l caute, după care să nu le fie frică să schimbe orientarea ori de câte ori simt curiozitate sau îndemn către altceva. Nu cred că parcursul educațional sau profesional care face schimbări uneori chiar și de 180 de grade este greșit în timpurile acestea. Eu o să le spun ceva studenților la filozofie, care cu siguranță nu sunt aici, dar o să primească acest mesaj, pentru că am să-i încurajez să vină la acest hub, nu doar ca viitori antreprenori sau oameni de marketing, dar și ca viitori programatori. Asta am observat în ultimii ani, când la cursurile de etică în IT, tot vorbim despre inteligența artificială, vin și de la alți ani, alte grupe, e așa un spectacol al gândirii, pentru că ei își doresc chestia asta, și aș vrea să le recomand să se uite la toate tehnicile pe care le avem acum ale inteligenței artificiale, încă e o plenitudine, în acest moment o multitudine, și să și le aleagă pe acelea care le-ar putea fi de folos, acelea care ar putea să ducă la apariția unei inteligențe artificiale drept companion, drept prieten critic, asamblaj de gândire, pentru că întotdeauna, de fapt, omenirea așa a mers, n-am fost singurii agenți, n-am vrut să vedem lucrul ăsta. Acum avem șansa să ne fie evident că există un agency, există o capacitate de a acționa și o capacitate de a gândi diferită de ale noastre. Și că împreună am putea face cele mai multe lucruri. Cel mai bun prieten al unui student la filozofie este un computer. Este un computer care poate fi programat. Nu o bibliotecă, ci un computer în secolul nostru. Thank you. The Greeks said that there are three things that persuade people. The first thing is your credibility. The second is, does the argument feel right? And the third is, does it logically make sense? And I'm concerned at the moment that this generation is seduced by social media, and if something feels right, then they accept it to be true, rather than thinking critically about whether it is. And like a genie, if a genie asks you, you says you only have one wish, what do you wish for? Well, you wish for more wishes. And when I'm asked to give one piece of advice to students, it's get as much advice as you can. That would be my advice. Mulțumim foarte mult pentru participarea în panel și de astfel și dumneavoastră pentru că ați fost astăzi alături de noi și dacă este să spunem ceva, este la cât mai multe cursuri și cât mai multe startup-uri care să înflorească în acest hub și celelalte două de altfel și vă rog să rămâneți alături de noi pentru o cafea și o vorbă bună. Mulțumim frumos! Vă zi bună!